importaba este tipo de cosas. Entonces, arma de atraco, tomando por eso. Vale. Podemos. Vamos que le podemos hacer. Que echamos un silencio que no hemos podido. Que echamos cuenta. Vale, se conoce como. Dinero. Vamos a poder ser un chapón. Y al estudio de poesía, vamos a poder tenor. Echamos tres poetas a dormir. Eso es lo que no lo que es una carne realidad. A mi dicha matar el que se reunió. Gracias a Arce con él. Da un momento también. ¿Qué has sacrificado a Dios por él? Y si no eres en Pascual de Dai che ha posto rubere. Una codosh poi ha posto rubere. Dici ma non era sempre qualcuno che era impossibile di dire. Ma è che era forte molto in la funzione. Abbiamo fatto forte molto umile. Adriana Mitch. N-ai visto Adriana? O și tu, Ioana, idealistă, poetesă. Și Adriana, într-adevăr, avea ceva acum. Scria destul de bună proză. Ce era de scris? Da, o cam dădea în lăbăreală. Dacă ai fost o critică. Mai că Adrian se schimbase, se fie peste noi. Nu mai era. Cine să mă fie că trecuse atâta timp. Eu m-am dus la ea. Trebuia pula mea să o ia măsa din casă, să facem ritualuri, ce trebuie. Mie mi-a plăcut de Adriana când ne-am întâlnit. Deci, acum 10 ani, când ne-am întâlnit, a fost ok fata. La ora fixă, a venit la ora fixă. Cu întârziere de câteva minute, așa e pe clip. Ne-am întâlnit la universitate, a fost ok. Acum nu. Era pe întârziere. Deci vrea să mă facă pofticios. Nu știu ce vrea. Păi nu. Eu dacă îmi dau o oră fixă, accept de la o fată, știi, sfertul academic. Dacă nu înseamnă prostel. Deci n-are cum. Și n-are cum să mă întâmpine pe mine măsa. Ce dracu să fac cu măsa? S-o fut pe măsa? Dacă vrea Adriana să întâlnească cu mine, dacă are geloasii bărbatului, că sigur are bărbatului. Ca aia zicea, visul meu e... lasă pe care bărbatului, dar e geloasii. Cum e gelos?
jubește pe frate. Păi dacă o jubește, o jubește. Dar asta nu implică, păi, eu cred că sunt singurul după planetă care nu pot să-mi văd fata. Cum? Uite, știi, pula mea, fata a trecut în clasa a doua, a treia, nici măcar nu știu. De ce? Nici eu nu m-am interesat, că puteam să mă interesez la rudele mele și aflam informații. Dar eu aveam pretenția, ca și o pretenție, da? Dacă are ei pretenții de la mine, am și o pretenție de la ei. Măcar să mă informeze, bă, fata nu știe pula mea, trebuie să mă uit eu pe internet să o văd pe fata cu diploma în mână. Chiar așa? Înseamnă că nu sunt tatăl fetei. Fac și eu ca taică, nu e copilul meu. Dacă eu nu sunt recunoscut de tată, înseamnă că fata nu e copilul meu. E copilul altul. Deci, Adriana, dragă, nu e copilul meu. Deci, eu acum o să mă împac cu Ioana. Cred că o caut pe o fată cam de sărbători așa. Sau pe una, Mihaela. Am eu pizde, nu e nicio problemă. O să agăți pizde și după stradă. La frumusețea ce am eu. Și papagal mult. Și cultura generală, general de armată. De ce? Că pizdii prea... Băi, mai nu șutai de când e prea de tine. Păi hai ca să vă zic eu pizdii. Păi pizda e nesătură tot timpul. Gagii are un termen limitat. Până ejaculează și după aceea. Pa! De obicei ăștia se culcă, să ne simțiți. La băiat e altceva. Rezist câte două trebări. Și ce o dă clar că mă doare tot timpul. Îi rup pizda, o ustură pe aia pizda. Deci că e obișnuită. Mai are și ea câteva, două, trei experiențe. Cu futălă ideea. Hai ca să o luăm și fiziopatologic. Ejacularea la masculul feroce e între 2 minute și 20 de minute. Cum e? De două în două. Deci, doar își bagă pula în pizdă, nu înțelegea aia nimica. Și mereu se dă slobos. 20 de minute e tardivă. Deci dacă rezistă la 20 de minute, e cel mai gigolo de un gigoloi. Cocoloi. E cel mai coi. Dar băiatul rezistă ore întregi. De le usura palea pizda. Chiar fugea gagicii de mine. Păi eu sunt hoflă. Doar mă uit la pizdei dacă vrea pula mea, le vrăjește doar cu los ojos. Deci mă uit la fată, mă beliojez. Hai ca să vezi tehnică, dar calcul la băiat. Mă beliojez la fată. Oh, băi, trebuie neapărat să faci așa. De ce? Păi, îți vede și limba, zice mama. Dar trebuie să fii fioros, trebuie să se faci o față.
Nu. Trebuie să fii la muru. Nu. Român. Nu, mai bine te dai handicapat. Sau te duci la toate și... Aia, înțelege mama. Da. Înțelege babă. Zice, mamă, mă înjură ăsta, da. Adică, aia nu sunt babă. Sunt fecioara originală. Ce ești cioara, da? Sunt cioara. Păi mie îmi place să fuciori, eu sunt vulturi. Hai să ne interspecificăm. Ce să specificăm? Dacă tu ești cioara, eu sunt vulturi. De ce nu ți-ai ales alta vilă? Păi n-ai văzut că și la stemă la toate țările e că tu vulturi? Nu-și bag o cioară. Cu toate că ea de în Sven Hassel zicea că el e cioroi. Râdeau de ei că era în Gestapo. Și zicea, ia uite ce cioroi avem cu noi. Și ce? Erau vulturi șmecheri. Dar fii atent că vulturul nostru, după stema, e mai al dracu ca ăla din Sven Hassel. La Barea mai avea doar o căpățână. Al nostru e bicefal, e handicapat. Cum? E cu două căpățâni. Se mai întâmplă la animale să apară de aia cu două căpățâni. Și ce? Au cam același sistem digestiv. Dar fiecare căpățână gândește pe capul ei, mai se mușcă între ei, că se plictisesc de pe pula mea. Și există și oameni cu două căpățâni. S-ar putea. Dar mie îmi plăcea să am pulă uge. Îi ziceam, gata, hai că-ți fac o poezie, Adriana. Ampulă uge. Sunt diavol sau sunt înger? Că ampulă uge. Aia cu pulă de lactate. Da, lactate, frate. Aia cu și mi-o storc. Încredere că mi-o întorc. Acum mă întorc în revers. Vreau să-mi fac pampers. Bagă-ți libres. Doamne, ai ghes că îmi bag libres. Păpulă. Îți dai seama. Să-mi bag eu libres. Nici nu pot să-mi arăt pula. Că mi-ară libres. Aripioare. Zic, cum? Aripioare. Că mă duc la Alexandra, zic, Alexandra. Alexandra, ma, uite, libres! Aia, aaa! Mama! Tata nici măcar nu mi-a arătat pula. Ce nu e curajos. E pulos. Dar are libres. Face, oh. Face, nu e libres, da? Aia, și da, ce e tată? E tablă de tank. Măsa, o să-i zică lui Adrian, o să zică lui Alexandra. Nu e tablă de tank, e tablă de țigă. Păi ce țigă, frate?
E țipirind. Uite ce știe fata. Țipirind. Clorură de zinc? Da, de zinc. Așa eu zic. Că ești țipirind. Că mamă, știi și de-astea? De unde pula mea e învățat toată zbucimentul ăsta? Din inventatorul, inginerul care a făcut ăla. Ce a făcut? Betonul armat. Ce unde a făcut? Un român a inventat betonul armat. S-a gândit el, bă, băgăm beton și băgăm niște ceaie în el, să văd cât de mișto e. Și după aia l-a importat și alții, da, la celui. Mișto? Avea român original, dar și atât că au mai fost și alții. Românii, știi cât de inteligenți? Inventează ce nu crezi, nu vezi, sunt din mandroși. Sunt din mandroși. Ăsta adevărat.